Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Știu că am mai făcut un videoclip despre plecarea de pe loc, dar doresc să fac unul în care să subliniez pașii pe care trebuie să urmați, astfel încât să nu vi se oprească motorul. Observ o tendință în ultimul timp de a elibera foarte rapid pedala de ambreiaj la plecarea de pe loc, lucru care duce automat la oprirea motorului. Și în minutele ce urmează doresc să vă arăt cum se pleacă de pe loc, astfel încât să nu ai problema opririi motorului, pașii pe care trebuie să-i urmezi. Bun, sunt într-o treaptă de viteză inferioară, respectiv treapta întâi, frâna de mână trasă, ambreiaj la podea, piciorul pe frână, o scot pe liber, pun contactul, aștept câteva secunde să stingă martorii din dreapta, s-au stins, am porit motorul. Am scos-o pe liber și acum doresc să plec de pe loc. Ambreiajul la podea, treapta întâi, și înainte, o să eliberez și frâna de mână, înainte de a pleca de pe loc, vreau să discutăm puțin. La mașina mea se văd aici rotațiile motorului, da? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc. Important este ca înainte de a elibera ambreiajul în punctul de lucru, să accelerați ușor între 1000, 1200, 1300 până în 2000, maxim. Depinde de motorizare, da? Deci eu acum sunt cu ambreiajul la podea, am cuplat în treapta întâia, am trecut pe accelerație, da? Sunt puțin în pantă aici, accelerez ușor, între 1200-1300, da? Țin constant piciorul pe accelerație acolo, dau drumul foarte încet la ambreiaj în punctul de lucru, în momentul ăsta acuplat, mașina începe să se pună în mișcare și număr cele 4 secunde, 1, 2, 3, 4, timp în care accelerez, da, și dau drumul ușor la restul ambreiajului. Doresc să mă opresc, ambreiaj la podea, frână lină. Repetăm acest exercițiu de câte ori este nevoie pentru a ne da seama de punctul de lucru și fără să ne grăbim. Deci plecare de pe loc, după care ne oprim. Accelerez ușor, 1200-1300 de rotații, da? Ridic ușor ambreiajul în punctul de lucru, în momentul ăsta cuplat. 1, 2, 3, 4. Și am eliberat restul ambreiajului. Iarăși ambreiaj la podea, frână lină și ne oprim. Am mutat pe accelerație, accelerez 1100-1200 de rotații, țin piciorul acolo pe accelerație constant, dau drumul ușor în punctul de lucru. Mașina începe să se pună în mișcare în momentul ăsta cuplat, da? Și dau drumul după 4 secunde, 1, 2, 3, 4 la restul ambreiajului. Iarăși ambreiaj la podea, frână. Și repetăm într-un acest exercițiu și o să înțelegeți practic cum funcționează și ambreiajul. Dacă eu i-aș da drumul acum repede la ambreiaj, da? Fără accelerație, 100% motorul mi se va opri, da? Vedeți cum face și mașina, da? Cuplează și se va opri motorul. Și atunci, pentru ca riscul să fie zero, dragilor, treceți pe accelerație, accelerați 1200-1300 de rotații, da? Dau drumul ușor, ambreiaj și punctul de lucru, 1, 2, 3, 4 și am eliberat restul ambreiajului. Ambreiaj la podea, frână lină și ne-am oprit. Repetăm procesul de câte ori este nevoie pentru a ne însuși cât mai corect și cât mai bine acest procedeu, pentru că este esențial, dragilor. Da? Am mutat pe accelerație, accelerez ușor, sunt la 1200-1300 de rotații, dau drum ușor la ambreiaj în punctul de lucru, acuplat, se pune în mișcare, 1, 2, 3, 4 și eliberez restul ambreiajului. În momentul în care mașina începe să se pună în mișcare, este important, iarăși ambreiaj la podea și frână lină,
să ne oprim cu ambreiajul în punctul de lucru, adică punctul în care mașina începe să se pună în mișcare, preț de 4 secunde. Da? O să scot pe liber acum. Este foarte, foarte, foarte important acest lucru. De ce? Pentru că de obicei în timpul examinării, dacă nu stăpâniți acest proces foarte bine, adică plecarea de pe loc, se va opri motorul. Și din ce am observat, totul se leagă de prima greșeală. Adică mi s-a oprit motorul, în momentul ăla începe să intrați în panică și faceți greșeli în lanț care vor duce automat la pierderea examenului. De multe ori am auzit expresia, mi s-a oprit motorul și după aia mi s-a oprit în turnă și nu știam ce are. Din cauza emoțiilor, da, din cauza grabei, da, ați grăbit procesul acesta, sau cauzele pot fi și altele. Pur și simplu vă opriți la o intersecție, sunteți în treapta a doua, da? Și uitați că sunteți în treapta a doua. Dați drumul să plecați de pe loc. În 90% din cazuri se va opri motorul. Oricum veți fi depunctați. Dacă se mai oprește și motorul, clar încă 5 puncte de penalizare. Și atunci are o importanță foarte mare să stăpâniți plecarea de pe loc cât mai bine, să fiți stăpâni pe acest procedeu, să înțelegeți modul de funcționare al motorului și a ambreiajului și atunci riscul va fi zero. Repetăm încă o dată, ambreiaj la podea, treapta întâia, am mutat pe accelerație, accelerez ușor până la 1200 de rotații, 1200-1300, țin piciorul pe accelerație constant acolo la 1200-1300, dau drumul ușor în punctul de lucru ambreiaj, mașina începe să se pună în mișcare, da? 1, 2, 3, 4 și am eliberat restul ambreiajului. Ambreiaj la podea, frânălină și ne-am oprit. Încă o dată, accelerăm ușor, 1200-1300 de rotații, dau drumul ușor în punctul de lucru acuplat, 1, 2, 3, 4 și am eliberat ușor restul ambreiajului. Mă repet, repetați acest procedeu de câte ori este nevoie până înțelegeți și simțiți cât mai bine mașina. La plecarea din rampă, dragilor, diferă puțin datele probleme. De ce? De această dată nu voi mai trece imediat pe accelerație și să dau drumul ușor la ambreiaj în punctul de lucru, pentru că atunci mașina va rula înapoi. Da? Și atunci, pentru plecarea din rampă, voi cupla în treapta întâia, ambreiaj la podea, piciorul pe frână, da, bineînțeles, treapta întâia, semnalizăm stânga, ne asigurăm, așteptăm puțin că avem o mașină de pășire. La plecarea din rampă, stau cu piciorul pe ambreiaj și pe frână, dau drumul ușor în punctul de lucru la ambreiaj. În momentul ăsta se simte cum mașina tremură puțin. Este momentul în care a cuplat și este momentul oportun în care rămân cu ambreiajul aici, tot la fel, aproximativ 4 secunde. În schimb, voi muta piciorul de pe frână pe accelerație și o voi ajuta ușor din accelerație. Am mutat piciorul de pe frână, accelerez ușor, da? Rămân cu ambreiajul acolo 4 secunde, 1, 2, 3, 4 și eliberez ușor restul ambreiajului. Mă voi opri din nou să exemplific. Sunt cu ambreiajul la podea, treapta întâia, bineînțeles. Dau drumul ușor la ambreiaj în punctul de lucru acuplat, se simte cum tremură puțin mașina. Iau piciorul de pe frână, trec pe accelerație, accelerez ușor, număr 4 secunde, 1, 2, 3, 4 și eliberez ușor restul ambreiajului. Odată ajuns ambreiajul în punctul de lucru și mașina începe să tremure, este important să eliberați piciorul de să eliberați pedala de frână, să treceți pe accelerație, să o ajutați ușor din accelerație. Timp în care eu rămân în continuare cu piciorul pe ambreiaj, nu le eliberez nici măcar o secundă din punctul de lucru și bineînțeles nici măcar un milimetru, pentru că mașina se va opri, motorul se va opri. Ambreiaj la podea, treapta a doua, am dat drumul ușor la ambreiaj și am trecut pe accelerație. Voi opri iarăși pe dreapta,
să discutăm pașii de urmat, ambreiaj la podea, frână lină și m-am oprit. O să o scot pe liber, activez frâna de mână. Dacă la plecare de pe loc normală, când ești în plan drept, am ambreiajul la podea, accelerez ușor până la 1200-1300 de rotații, după care dau drumul ușurel la ambreiaj în punctul de lucru. Și în momentul în care mașina începe să se pună în mișcare, rămân cu piciorul pe ambreiaj acolo 4 secunde, număr 1, 2, 3, 4, timp în care eu accelerez în continuare ușurel și eliberez după aia restul ambreiajului, la plecarea din rampă, clar voi rămâne cu ambreiajul la podea, piciorul pe frână pentru ca mașina să nu ruleze înapoi, voi cupla în treapta întâi, dau drumul ușor la ambreiaj până când mașina începe să tremure puțin, da? Pentru că este și în sarcină, și în momentul acela mut piciorul de pe frână pe accelerație, mașina începe să pună mișcare, o ajut ușor din accelerație, număr cele 4 secunde, după care eliberez ușor restul ambreiajului. Sper, dragilor, că v-am clarificat acest aspect, pentru că de cele mai multe ori v-am spus nu îi se acordă suficient importanță. Și de cele mai multe ori, legat de prima oprire de motor în timpul examinării, voi legați și următoarele greșeli, inclusiv mai multe opriri de motor, ceea ce nu este de dorit. 5 puncte, 5 puncte, 5 puncte se adună și se adună într-un ritm amețitor. O zi minunată, dragilor, numai bine!